Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Doamnelor și domnilor, așa cum vă anunțam în cursul acestei zile, chiar dacă încă dascălii se află în grevă generală, vom încerca să dezbatem subiecte plăcute. Plăcute nouă, aș spune eu, pentru că vom vorbi în această seară despre proiecte cu fonduri europene, vom vorbi în această seară despre ce va însemna toamna anului școlar 2023-2024, pentru că anul trecut, în această perioadă, vorbeam de festivitățile de absolvire, de premiere. Iată că în perioada asta vorbim despre cum vom încheia mediile copiilor noștri la clasă, cum vor susține copiii noștri examenele, admiterea, bacalaureatul, cum vor mai merge elevii noștri către facultăți. Părerile, știți și dumneavoastră, sunt împărțite, însă în această seară, pentru că se fac lucruri bune cu fonduri europene în sistemul educațional și eu sper cât de curând toate aceste lucruri să vină în sprijinul copiilor noștri, pentru că vorbim de viitorul copiilor noștri, mulți dintre elevii din România plecați în străinătate prin aceste proiecte, proiectele Erasmus, Erasmus Plus, fie în Italia, fie în Spania, fie în Portugalia, fie în multe alte țări, au alte viziuni atunci când se întorc din străinătate. Mulți dintre ei sunt copii de la sate, ne spuneau profesorii. Sunt copii care nu au plecat în viața lor într-o excursie. Pentru ei este o gură de oxigen această plecare, acest schimb de experiență cu țări din afară. Italia, Spania, Portugalia, Norvegia, multe alte țări, cu siguranță vom auzi de multe alte țări în continuare. Doamnelor și domnilor, pentru că vorbim de ce ne mai așteaptă din toamnă, pentru că în această perioadă, în general, liceele, școlile profesionale veneau cu oferta educațională, acum totul stagnează. Nu știm în ce condiții se vor susține examenele, cum vom încheia mediile, când se vor întoarce toți profesorii la clasă. Se încearcă acum găsirea soluțiilor. Aceste soluții trebuiau găsite de ani buni în urmă, pentru că ne tot întâlnim la TV Buzău de mulți ani și tot vorbim despre aceleași probleme din sistemul educațional și nu numai. Însă în această seară vorbim despre lucruri cât de cât frumoase, spun eu, pentru că am alături de mine reprezentanții Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil din Buzău și în această seară, împreună cu elevi și profesori, aducem în fața dumneavoastră lucrurile bune care se fac prin aceste proiecte cu fonduri europene. Bună seara, doamna profesor! Bună seara! Bine ați revenit la noi în studio. Este vorba despre doamna Daniela Macadon de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil și în această seară îl am și pe Ștefan alături de mine. Bună seara, Ștefan! Bună Mulțumesc seara. Pentru prezență și sper să nu ai emoții în cadrul acestei emisiuni, pentru că atunci când am vorbit cu doamna director, mi-a spus o să trimit elevii vorbăreți, elevi cu care putem schimba opinii, cu care putem vorbi chiar și o oră. Ștefan, ce înseamnă pentru voi aceste proiecte cu fonduri europene? Pentru că îmi spuneai, am fost în mai multe țări și am venit cu lucruri interesante, dar am schimbat, mi s-a schimbat și viziunea. Da, în primul rând e experiența altei țări, alți oameni. Am făcut și practică acolo, cea practică pe care nu o făceam aici în România, cu altă aparatură mai performantă, mai bună și de acolo m-am întors cu, mi-am îmbunătățit. Din ce țară, Ștefan? Păi, ultima dată, unde ați fost? Ultima dată am fost în Polonia, în Cracovia, al doilea cel mai mare oraș. Și acolo am făcut practică la un fel de școală, care erau și alți elevi, care la fel, la rândul lor, făceau practică. Și acolo am făcut mai multe scheme electrice. La ce profil ești tu, la Liceul Tehnologic? Electronică și automatizări. Ce îți dorești pe viitor să faci? Pe viitor m-am rămâi gândit... în țară sau te-ai gândit și ai luat în calcul și drumul străinătății? Străinătatea mai puțin, dar m-am gândit să rămân în țară aici. Urmez o facultate, ceva, și mă gândeam ori la inginer, ori
nu știu, prin... Avem exemplu clar lângă noi. O avem, da, pe doamna profesor Daniela Macadon, inginer la bază, da? Și un om cu care de-a lungul timpului am colaborat, am avut, zic eu, emisiuni frumoase, emisiuni interesante. Doamna Macadon, așa ne spune Ștefan, am fost în străinătate, însă acolo au aparatură performantă. Haideți să vedem, pentru că și la Buzău era vorba de dotare, de fonduri. Facem ca totul să decurgă foarte bine și să le fie copiilor noștri bine, spunea doamna director Voicu, prezentă în emisiunile anterioare. Noi încercăm să punem la dispoziție copiilor noștri toate posibilitățile pe care ni le oferă până la urmă Europa și, de ce nu, și comunitatea locală. Am apelat la aceste proiecte Erasmus, pentru care suntem acreditați în perioada 2021-2027, pentru că aceste proiecte constau într-o experiență de 3 săptămâni pentru copiii noștri într-o țară europeană, țară care le pune la dispoziție stagiile de practică, tutori de practică, așa cum menționa și Ștefan, la un nivel calitativ superior, cu aparatură modernă, cu programe noi, pe care trebuie să recunoaștem că nu le putem avea în țara noastră, în școala noastră, cu toate că în ultimul timp ne-am dezvoltat și noi, așa cum ne-am lăudat la o emisiune anterioară, am reușit cu ajutorul comunității locale, a Fondului Științescu, să realizăm un atelier electric compus dintr-o garsonieră. Chiar acum urmărim imagini de la Liceul Tehnologic. Căreia copiii pot să-i facă toată instalația electrică, instalație de iluminat și de prize, de forță. Această instalație este alimentată prin intermediul unor panouri fotovoltaice. Atelierul este dotat cu scule și aparatură. Au început deja elevii? Au început deja elevii. Noi am avut deschiderea în luna mai, împreună cu Fundația Comunitară Buzău. Am avut atunci musafiri, plus că tot în aceeași săptămână am avut zilele porților deschise, când am primit musafiri din... Atunci când s-a prezentat și oferta educațională. Doamna Macadon, cu tot haosul ăsta din educație, din ultima perioadă, cum vom primi copiii din toamnă? La momentul ăsta nu știm când vor merge profesorii la clasă, în ce condiții vor veni copiii către înscrieri, da? Înscriere la licee, la școli profesionale. Avem foarte multe specializări la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil, foarte mulți elevi au reușit în viață în urma acestor specializări de la Liceul Tehnologic, dar și datorită profesorilor de aici. Noi suntem mândri cu specializările pe care le avem, pentru că sunt în acest moment, puțin zis, este foarte căutate pe piața muncii. Vreau să vă spun că aproape săptămânal primesc chiar și eu, ca și inginer electric în școală, telefoane de la agenți economici, foști elevi, care au nevoie de ajutor de electrician care să înceapă să lucreze alături de ei și care să își poată da mai departe și niște examene de autorizare. Ce înseamnă colaborarea cu agenții economici din Buzău, doamna Macadon? Cât de mult înseamnă pentru copiii noștri? Colaborarea înseamnă foarte mult. În primul rând, această dotare pe care am realizat-o în ultimii ani. Dar este vorba și de o susținere financiară pentru acești copii, nu, doamna profesor? Pentru învățământul profesional există posibilitatea de a obține bursa de la stat de 200 de lei, plus fiecare companie sau agent economic care este dispus să școlarizeze elevi pentru învățământul profesional plusează cu încă cel puțin 200 de lei, între 200, dar chiar am înțeles 500 și mai mult
pentru anul școlar viitor. Ce-ți dorești tu, Ștefan, de la un agent economic? Te gândești pe viitor, da, după finalizarea studiilor, pentru că ești clasa 11 acum. Da. Mai ai puțin la dispoziție. Ce îți dorești tu de la agentul economic? Știi de ce te întreb? Pentru că foarte mulți dintre patroni, la momentul ăsta, se plâng de faptul că nu mai avem forță de muncă, da? Încercăm să angajăm, stau o perioadă tinerii, sau chiar și trecuți de o anumită vârstă, după care au plecat și ne-au lăsat baltă. Ce urmăresc tinerii din ziua de astăzi, Ștefan? Că aș vrea să aflu un răspuns din partea voastră. Pentru că și la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, din întreaga țară, la agențiile județene, vin tineri, văd, urmăresc lista locurilor de muncă, după care se retrag acasă. Iar atunci când stai de vorbă cu ei, îi întreb cam ce-și doresc de la agentul economic. Voi ce vă doriți de la agentul economic pentru a rămâne în Buzău sau nu, în țară? Păi, în primul rând, un job stabil, cu bine plătit, în primul rând. Ce înseamnă pentru tine bine plătit, Ștefan? Păi, cât să îți ajungă. Cât să-ți trebuia, să faci nevoile. Să cumperi câte ceva. Cu ce salariu te-ai descurcat tu? Păi, acum, având în vedere prețurile din ziua de astăzi, cam 2500 de lei. Cu 2500 de lei, zic. Eu zic că o să câștigi mult mai mult când da, te vei pentru angaja, pentru că vorbim de meserie brățară de aur, doamna profesor, asta nu? Asta mă gândeam în timp ce a spus întrebarea. Exact. Ei, bineînțeles că își doresc un salariu decent, iar agenții economici își doresc să fie responsabili, lucru pe care să-și dorească să, în fine, să lucreze în aceste meserii atât de căutate, să aibă curaj, pentru că, într-adevăr, sunt meserii care necesită cunoștințe, dar și prin aceste proiecte europene, eu cred că copiii noștri au căpătat încredere că pot face lucruri ei cu mintea lor, cu posibilitățile lor, se pot descurca în diferite condiții și nu s-a pus problema niciunui impediment, nici măcar al limbii, al statului departe de casă, a tuturor acestor condiții care care implică deplasarea într-o țară străină. Și tocmai prin aceste proiecte, eu cred că ei devin conștienți că e bine și în altă parte, dar totuși tot mai bine, bine este acasă. Dacă ar fi fost proiecte de o săptămână, să știți că atunci... Cât de mult a schimbat fața învățământului românesc, dar și mentalități proiectele? Proiectele cu fonduri europene, cât de mult au schimbat mentalități? Pentru că, văd, Ștefan a fost în afară, o să-l avem și pe Vlad în partea a doua a acestei emisiuni, a văzut multe, a venit cu multe idei, idei chiar și de afaceri, probabil, Ștefan, pe viitor. Eu zic că s-au întors minți deschise, pentru că acesta este și scopul proiectelor acestora, Erasmus, proiectelor europene. Ei sunt, așa cum am menționat, deschiși pentru a face diferite lucruri și au dorit să participe, pentru că au participat, așa cum am menționat, anul trecut într-o selecție, au fost în Portugalia și înseamnă că le-a plăcut experiența de anul trecut, pentru că majoritatea celor care au fost anul trecut plecați în Portugalia în clasa 10-a și au dorit să participe încă o dată în clasa 11-a. Și a și fost avut o mare ocazia. Concurență pe cum a obține... Cum i-am selectat? I-am selectat prin mai multe probe, probe de limbă engleză, probă de cunoștințe tehnice și un interviu. În urma acestor probe, ei au obținut punctaje și în ordinea descrescătoare a mediilor au fost acceptați, de exemplu, pentru clasele a 11 am avut 20 de locuri și pentru clasele a 10 am avut 26 de locuri. În fiecare an, școala noastră, așa cum am menționat... Din toamnă câte locuri avem, doamna profesor? Depinde anual de bugetul pe care l-am primit. Anul trecut am avut 160.000 de euro
și cu acești bani s-au deplasat 48 de elevi și 5 și 4 profesori la cursuri, da, și la activități de observare de lecție. Însoțiți, bineînțeles, elevii de 6 profesori au fost în Portugalia, Germania și Italia, iar anul acesta suma s-a redus, am avut 140.000 de euro pentru că se tinde ca aceste proiecte să ajungă la cât mai multe școli, la cât mai cât multe licee. Cât vor mai dura aceste proiecte cu fonduri europene, deocamdată Macadon? Până în 2027. Noi deci doar până în 2027? Doar până în 2027. Anul acesta am avut 140.000 de euro pentru 46 de elevi, însoțiți de 5 profesori și 3 profesori au fost în Italia pentru activități de observare a condițiilor de desfășurare a învățământului într-un liceu tehnologic din Italia. Anul acesta s-au deplasat copiii de clasa 11-a în Polonia, iar cei de clasa 10-a în Spania, în Granada. Ștefan, ești în clasa 11-a. Sunt colegi de-ai tăi care și anul trecut și probabil și anul ăsta, cei de-a 12-a, nu vor să mai susțină examenul bacalaureatului. Anul trecut foarte mulți s-au retras înaintea examenului bacalaureatului. De ce crezi tu că nu-și mai doresc tinerii să susțină examenul finalul clasei a 12-a? Păi, în primul rând, cred că pleacă prin străinătate, cred. Sau mirajul străinătății, zici tu? Da. Sau să lasă ei, nu își mai dau interesul. Ce ar trebui să facă statul pentru a încuraja acești tineri, pentru a-și susține examenul bacalaureatului, pe voi tinerii în general? Ce ți-ai dorit tu să se întâmple în sistemul educațional? Pentru că avem și situația pe care o avem acum cu greva cadrelor didactice, avem și incertitudinea, nu știm când se vor susține examenele, cum se vor susține examenele, cum vom încheia mediile și multe alte întrebări. Păi, în primul rând, greva aceasta ar trebui soluționată într-un fel și că ne pune în dificultate și pe noi, dar mai ales pe cei cu examene de final de an, că nici noi trebuie să ne încheie mediile, să luăm note și trebuie soluționată. Doamna profesor, cum să vom încheia la vacanță? Cum vom încheia mediile anul acesta? Am văzut că ar fi vorba despre două note, da? Și încheiem media. Asta aici se spune. Ce să vă spun, da. În primul rând, nu mi se pare corect pentru un an școlar să fie doar două note. Menționez că începând cu anul acesta, câte legea s-a schimbat. Dumneavoastră sunteți și diriginte la clasă, da? Nu, eu voiam să menționez că începând de anul acesta, numărul de semestre s-a eliminat și există practic o singură medie de la începutul la sfârșitul anului, o singură notă la purtare, ceea ce zic eu că îngreunează posibilitatea de a evalua corect, posibilitatea de a avea o disciplină, de a ce a vă mai nemulțumește, doamna profesor? Asta este unul din simt nemulțumirile mele, faptul că s-a eliminat media la purtare semestrială, notele semestriale. Vă dați seama, cu două note, nu știu cât pot reflecta într-adevăr situația reală a cunoștințelor unui elev. Ca să nu mai spun, da, că profesor, dacă un elev are două note de patru, cum vi se încheie media, e corect, vi se pare corect să rămână corigent pentru două note de patru, poate totuși copilul ăla... Ei, poate totuși se vor întoarce profesorii la clasă, doamna Macadon. Noi doamna dorim, Macadon, vă dați seama. Ce înseamnă final de clasa a 12-a la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil? Ce materii susțin? Fiecare specializare în parte are examenul diferențiat? În primul rând, înainte de a pentru că susține avem mai multe de bacalaureat, specializări elevii aici noștri susțin un examen de competențe profesionale prin care obțin un certificat valabil în Uniunea Europeană. Ce înseamnă competența profesională? Înseamnă că sunt tehnician în
domeniul pe care l-au făcut, se numesc tehnicieni, pentru că acest liceu corespunde nivelului 4, corespunzător cadrului european al calificărilor, fiind în Europa, fiecare țară și-a împărțit nivelele de școlarizare în de la 1 până la 8 și nivelul 4 corespunde liceului, nivelul 3 învățământului profesional, iar nivelul 5 post-liceală. Toate cele 3, nivelul 3, 4 și 5, la finalul studiilor, în urma unui proiect pe care copiii îl susțin și a unei probe practice, ei obțin acest certificat pe care sunt trecute pe verso cunoștințele, abilitățile și atitudinile pe care le-au dobândit în urma finalizării studiilor. Acestea sunt, bineînțeles, conforme unor standarde de pregătire profesională, corespunzător nivelului pe care îl finalizează și vă spuneam că acest certificat le dă posibilitatea de a lucra ca și tehnicieni, elevilor de clasa a 12-a. Avem și profil media Liceul Tehnologic. O să-l avem și pe Vlad în partea a doua a emisiunii să ne povestească așa ce înseamnă pentru el. Și cei de la producție media au la fel de finalizat clasa a 12-a cu un astfel de proiect care le dă voie să lucreze oriunde în Europa De unde a venit ideea acestei specializări media la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil? De când avem această specializare, doamna ideea profesor? Ideea nu mi-a aparținut mie. Această specializare este adusă în liceul nostru, cred că de prin 2008. Eu zic că în 2012 am avut prima promoție de absolvenți. Ca întotdeauna, calculatorul, mai ales la început, și mirajul lui pentru copii, atrage. Și, în primul rând, copiii sunt pasionați mulți de a folosi calculatorul, de a învăța programe. O să vă spună elevul ce înseamnă acest... Ce a însemnat acest... și pentru ei... Ce a însemnat această calificare? Vorbeați dumneavoastră despre faptul că nu toți elevii beneficiază de acest schimb de experiență în cadrul proiectelor Erasmus. Împărtășiți cu ei atunci când reveniți la clasă ceea ce ați văzut, ce ați vizitat. Le explicați cum învață cei de acolo din străinătate și de ce ar mai fi nevoie la noi? Obligatoriu, acesta este unul dintre obligațiile, una dintre obligațiile pe care o avem în urma desfășurării unor astfel de proiecte. Bineînțeles că mergem la clase, dar vreau să spun că și în momentul în care am mers anul acesta, am participat ca profesor însoțitor în Spania, am văzut pe tablă la un moment dat o lecție similară cu cea pe care o predam eu, o lecție de curent alternativ, care presupune formule, relații mai complexe, și când au văzut copiii, m-au tras. Doamna, asta este exact ce ne-ați predat dumneavoastră, și zic, vedeți că nu este chiar fără rost ceea ce facem. La fel le spuneam anul trecut și copiilor la una dintre disciplinele pe care le predau. Ei întotdeauna au impresia că numai la noi în țară sunt circuite integrate, că în altă parte nu există, și au rămas de fiecare dată surprinși. Sunteți când un le profesor mai... dedicat acestei meserii, doamna Macadă. Recunosc că fac cu de mare, mare de, plăcere de ceea ce ani fac. Bun de zile colaboratoare. Ne vedem foarte des în studio la TV Buzău. Mulțumesc. Ce vă mai doriți la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil? Ce lipsește la momentul ăsta? Tot pentru copii, să le fie copiilor bine, da? Ce ar trebui să mai avem la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil din Buzău? Din punctul meu de vedere, eu sunt un om care folosesc tare mult și calculatorul și fac multe simulări cu elevii în domeniul electric și electronică, și eu spun că sunt mulțumită de ceea ce am în școală în acest moment. Ultimul atelier pe care l-am dotat, de care vă aminteam mai devreme, chiar constituie, zic eu,
apogeul activității pe care am desfășurat-o în acest liceu, în acest loc de muncă. Îmi place ceea ce fac și îmi doresc să învețe mai mult copii. Mi-aș dori să practice această meserie. Eu cred că o vor practica, pentru că deja vedem foarte mulți agenți economici care vin spre Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil. Chiar discutam și cu doamna director în edițiile noastre anterioare, pentru că doamna director, într-adevăr, când și-a propus ceva, a și realizat acel lucru. Așa chiar este. Îi spuneam, doamna director, a fost ceva care nu v-a reușit de când sunteți în această funcție? Până acum totul s-a realizat. Îmi doresc ei să fie mai curajoși, mai ales acum au văzut cum stă și antreprenoriatul în partea aceasta tehnică, în domeniul electric, și sunt convinsă că pot reuși dacă au puțin curaj. Eu cred că mai multe întâlniri și cu agenții economici v-ar face bine, nu, Ștefan? Da. Ce ți-ai mai dorit tu de la agentul economic? Cu ce ar trebui să mai vină agentul economic în întâmpinarea voastră? Bun, mi-ai zis că tu te-ai mulțumit și cu un salariu de 2500 de lei. Da? Pentru început. Eu îți garantez că veți avea mai mult de 2500 de lei. Păi, nu știu ce mi-ar mai putea oferi. În primul rând, să-mi placă mie ce mi-oferă jobul respectiv, că până la urmă faci din plăcere. Și e, în ziua de azi nu prea mai faci totul din plăcere. Trebuie să și-ți placă ce faci. Și cam atât. Fiind băieți, ar trebui să se îndrepte mai mult spre domeniile acestea tehnice. Mă bucur că l-am auzit spunând la începutul emisiunii că ar dori să devină inginer, pentru că este o mare, mare criză de personal tehnic. Păi chiar îmi spuneați, la școală, la dumneavoastră, spuneați că ar mai trebui, ar mai fi nevoie de deci ingineri. Nici nu pot să Dar spun. De unde să-i aducem, nici nu? Nici nu pot să spun ce nevoie este de personal în domeniul acesta tehnic. Îmi pare rău de multe ori că ei merg spre bacalaureat și după aia merg la o facultate, știu eu, umanistă, unde posibilitățile de angajare sunt dificile, grele, în fine, și cred că realizează târziu că practic nici suma de bani oferită de finalizarea unei facultăți umaniste, cel puțin noi care suntem profesori, tocmai ați spus de salariile pe care le avem, eu cred că ar câștiga mult mai mult dacă ei și-ar dori să facă lucruri frumoase în domeniul acesta, cel puțin electric și electronică. Atelierul nostru l-am numit viitorul electric al liceului Moisil, cel pe care l-am realizat, pentru că este o realitate, necesitatea. De câți ingineri ar fi nevoie la liceul tehnologic, doamna profesor? De 10 ingineri. Deci de 10? Da. Ați încercat până acum să-i atrageți? Tot, motivația financiară stă la bază, nu? Probabil. Mai auzeam chiar așa discuții, bineînțeles, la posturile de radio, de televiziune, că, în fine, nu sunt foarte bine pregătiți profesorii pe informatică, probabil chiar și inginerii mai tineri, dar cred că cei care ajung în învățământ nu sunt poate cei mai străluciți, tocmai datorită dezavantajelor materiale de care ați menționat și dumneavoastră și eu mai înainte. Doamna profesor, luăm scurtă pauză publicitară, iar în partea a doua, tot cu profesori de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil vom sta de vorbă și tot cu elevi de la Liceul Tehnologic, pentru că vom vorbi în partea a doua despre proiectele cu fonduri europene și cât de mult schimbă viața copiilor noștri.
Drumul spre o carieră de succes începe de pe băncile școlii. Alege o meserie căutată pe piața muncii și un viitor sigur. Vino să te înscrii la Liceul Tehnologic Grigore Cemoisil Buzău. Oferta educațională. La clasele de liceu, domeniul producție media, specializarea tehnician operator, procesare text-imagine, intensiv engleză, o clasă, 24 de locuri. Domeniul electronică automatizări, specializarea tehnician operator telematică, intensiv engleză, o clasă, 24 de locuri. Domeniul electronică automatizări, specializarea tehnician operator tehnică de calcul. Domeniul electric, specializarea tehnician în instalații electrice. Domeniul electric, specializarea tehnician electrotehnist. Învățământ dual, domeniul electric, specializarea electrician exploatare joasă tensiune, o clasă, 27 de locuri. Liceul Grigore Cemoisil, școală profesională, domeniul electric, specializarea electrician exploatare joasă tensiune, 12 locuri. Și domeniul mecanică, specializarea strungar, 12 locuri. Clasa 11 seral, domeniul electric, specializarea tehnician în instalații electrice, 28 de locuri. Anul 1, școală post-liceală, domeniul electronică automatizări, specializarea tehnician aparate electromedicale, 28 de locuri. Anul 1, școală de maestri, domeniul electric, specializarea maestru mașini și aparate electrice, 28 de locuri. Mai multe informații la telefon 0238 720 901 și 0338 401 568 sau pe site-ul liceulmoisil.ro. Alege Liceul Tehnologic Grigore Cemoisil Buzău, școală acreditată Erasmus Plus, cu stagii de practică în țări ale Uniunii Europene, iar la final vei avea un atestat profesional cu o diplomă pentru o viață. Cauți un spital unde să lași pe mâini bune sănătatea inimii tale și să te simți în siguranță? La Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica am tratat cu succes peste 17.000 de pacienți în ultimii ani, cu peste 1.000 de intervenții minim invazive sub angiograf și 700 de operații de chirurgie vasculară. Ce au în comun pacienții noștri? Un timp de spitalizare redus și o recuperare rapidă. Angiomedica, un spital nou, modern și performant. Un spital dedicat afecțiunilor cardiovasculare. Ești pasionat de mașini și îți dorești o carieră în domeniul auto? Liceul Tehnologic Vernești vine în sprijinul absolvenților de clasa 8-a cu o ofertă educațională atractivă pentru anul școlar 2021-2022. Învățământ profesional clasa 9-a, calificarea mecanic auto, două clase. Învățământ liceal seral, calificarea tehnician transporturi, clasele 9-13. Viitorii liceeni vor beneficia de pregătire profesională în atelierele școlii, dar și la partenerii de practică, stagii de practică în străinătate prin programul Erasmus Plus, bursă, bani de liceu în valoare de 250 de lei lunar, bursă profesională în valoare de 200 de lei indiferent de venituri, școală de șoferi categoria B, certificate de competențe profesionale nivel 2, 3 și 4 recunoscute pe plan european, cabinete, laboratoare și ateliere specializate, săli de clasă dotate cu mijloace de învățământ la standarde europene, internat școlar, decontare a cheltuielilor de navetă, sprijin în ocuparea unui loc de muncă în cadrul serviciilor unde au efectuat practica de specialitate. Relații se pot obține la telefon 0238 700 370 și de pe site-ul liceului www.liceultehnologicvernesti.ro. Am revenit la subiectul zilei, doamnelor și domnilor. În prima parte am stat de vorbă cu doamna profesor Daniela Macadon și cu Ștefan de la Liceul Tehnologic Grigore Cemoisil din Buzău. Am încercat așa să aduc în fața dumneavoastră ce înseamnă proiectul cu fond european pentru învățământul românesc. În contextul haosului din ziua de astăzi, vedem cu toții cam ce se întâmplă. Copiii în așteptarea examenelor, în așteptarea întoarcerii profesorilor la clasă. Vom vedea zilele următoare cum vor sta lucrurile, pentru că ne așteaptă admiterea la liceu, ne așteaptă bacalaureatul, examenul vieții, ne așteaptă și facultatea pe unii dintre noi.
Iată, doamnelor și domnilor, în partea a doua acestei emisiuni vom sta de vorbă cu doamna profesor Cristina Toma, tot de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil, profesor de engleză. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, doamna profesor. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Și ni s-a alăturat în partea a doua un elev inimos de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil. Stăm de vorbă cu Vlad. Vlad, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și te întrebam eu înaintea acestei emisiuni, ce te-a determinat să alegi această specializare? Vorbim de producție media. Am avut colegi de-ai voștri în practică la TV Buzău, chiar cu colegii noștri din regia de emisie, cu colegul Mihai, au învățat așa micile și, nu știu, interesantele lucruri din această zonă a televiziunii, a ceea ce înseamnă regie de emisie, a ceea ce înseamnă montajul unui buletin de știri, a ceea ce înseamnă această zonă a televiziunii. Ce te-a determinat să alegi această specializare? Pentru că foarte mulți dintre colegii tăi, atunci când stai de vorbă cu ei, la ce specializare ești? La producție media. Da. Păi, la început a fost o decizie puțin mai spontană, că și eu și părinții mei ne-am gândit, până la urmă băiatul ăsta a fost, de la 7 ani a fost lipit de calculator, poate să facă și el ceva bun cu obsesia asta și până la urmă mi-a plăcut foarte mult, cu cât mai mult am învățat despre lucrurile astea mai importante, programele acestea cu care putem să luăm slujbe, chiar mi-a plăcut foarte mult și sunt fericit că am ales asta. Ce înseamnă pentru tine proiectele Erasmus? Pentru că și tu ai fost alături de doamna profesor în Polonia, în Portugalia, în Italia, în Spania, atât cât s-a putut, da? Ne spunea doamna Macadon. Am triat, au susținut probe și am luat cu noi copii 40, 30, mă rog. Ce înseamnă pentru tine proiectele astea cu fonduri europene în contextul grevei de acum? Păi, pentru mine este ceva care, în primul rând, poate să îmi să facă copiii mai conștiincioși de cum funcționează lumea din afara României, cum că un lucru este să cauți pe internet despre loc și să cauți altceva informații, este să altceva e să fii acolo și chiar să vezi. Și ce te-a impresionat cel mai mult acolo unde ai fost în schimb de experiență? Unde ai fost? În ce țară ai fost? În prima dată în Portugalia, apoi în Polonia. Bun. Ce te-a impresionat cel mai mult acolo? Cu ce idee ai venit din Portugalia și din Polonia? Ce le-ai povestit colegilor tăi când te-ai întors? Păi, cum zic, în primul rând la practică mi-a plăcut foarte mult. A fost foarte diferit de România. Ce înseamnă foarte diferit? Ce ați făcut acolo și nu aveți posibilitatea aici? Cum a spus și Eftimia, am avut calculatoare mai performante cu care am putut să facem lucruri. În ce zonă ați făcut practica? În ce localitate? Unde ați fost? În Polonia, în Cracovia. Deci în Cracovia. Da. Și am fost într-un loc în care ajutau elevii, ajutau profesorii. Haideți, doamna profesor, să-l ajutăm. Dar are emoții da? Foarte mari. În seara asta are emoții. Haideți emoții să explicați-ne dumneavoastră ce a însemnat această vizită în Cracovia pentru elevi, dar și pentru profesorii care i-au însoțit. Da, dar mai ales despre Vlad, este un copil deosebit pentru că el și desenează aceste schițe și poate să îmbine foarte bine meseria pe care și-a ales-o prin acest domeniu cu pasiunea lui. Și asta a făcut și acolo tutorele de la practică, i-a pus să se gândească la un proiect și asta îmi povestea, eu n-am fost cu ei în Polonia, am fost cu o altă grupă de ele, dar îmi povestea că s-a tot gândit și a venit ideea, ok, hai să îmbin asta. Și a propus acolo să realizeze o serie de benzi desenate. Da, pentru că la firma aceea ajutau ucrainieni refugiați și printre aceia au fost și copii. Și m-am gândit, păi în primul rând vine și în curând, 1 iunie, venea 1 iunie, un cadou, copilului. Da? Da, și am zis, hai să combin aceste două pasiuni, să fac benzi desenate, le schimb în programe în Photoshop și
să le Voi facem. Voi când mergeți în Polonia, în Portugalia, în Italia, în Spania, unde faceți practica asta? Faceți practica tot în laboratoarele școlii sau mergeți la posturi TV, la radio, la ziar? Pentru că trebuie să știe lumea. Merg în Portugalia, în Italia, în Spania, însă unde fac eu toată această practică și schimbul ăsta de experiență, în ce context are loc? Diferă de la țară la țară, diferă de unde mergem, diferă de organizația intermediară care se ocupă de aranjarea tuturor acestor... Spre exemplu, specializarea lor, proiectul media. Da. Unde au făcut practica? În Granada au făcut împreună cu un IT-ist specialist, da, într-un birou. IT? Da, într-un birou IT. Și au lucrat acolo, fiind și clasa 10-a și, din câte știu eu, pentru că nu mă pricep foarte bine la programele lor, dar asta presupunea programa de clasa 10-a. Copiii de clasa 11-a merg în tipografii, merg în astfel de zone unde trebuie să facă, să pregătească materiale publicitare de toate felurile, pot imprima, nu știu ce să vă spun, căni sau tot felul de lucruri. Asta este domeniul. Eu mă gândesc că pe viitor spre televiziune, nu? Te vei îndrepta. Ai luat în calcul această zonă? Această zonă nu prea. Dar spre ce? Spre ce te-ai gândit tu că ar fi mai bine după ce vei finaliza studiile aici? Păi... tot să lucrez pe lucruri, pe programe din astea, Photoshop, că acestea sunt foarte căutate și mai ales că desenez, aș putea să... La companii mari, probabil, te-ai gândit. Da, și mai ales aș putea să combin aceste două specialități și să fac... Nu, mă gândeam că ai ales zona asta a televiziunii pentru că te alăturai colegilor noștri din regia de emisie, de la montaj, da? Împreună cu colegii tăi, nu, doamna profesor? Dar avem profesor. Copii, printre copiii de clasa 12-a sunt pasionați de domeniul acesta de televiziune. Sunt foarte mulți. Chiar i-am avut în vizită, în școala altfel, în săptămâna verde, albastră, câte acțiuni au fost în perioada asta, doamna profesor. Doamna profesor, vedem cu toții proiectele cu fonduri europene, schimbă mentalități, schimbă viitorul copiilor noștri, da? Tot doamna director Voicu la noi în emisiune spunea, au fost copii de la sate, copii care nici până la Buzău nu ajungeau, ei au ajuns în Polonia, au ajuns în Portugalia, exact. Li s-a schimbat viziunea, li s-a schimbat viitorul, li s-a schimbat absolut tot. Corect. Ce înseamnă pentru ei aceste plecări în străinătate, doamna profesor? Pentru că sunteți de prin 2011 la Liceul Tehnologic Grigore Cemoisil din Buzău și avem de foarte mulți ani aceste proiecte cu fonduri europene și vor mai dura până prin 2027, spunea doamna Macadon. Cel puțin, atât suntem noi acreditați, da, deocamdată. Înseamnă foarte mult. Și când spun foarte mult, mă refer dezvoltare pe toate planurile la un copil. Am fost plecată de două ori cu copii, cu grupuri destul de mari, și am văzut copii transformați, acesta este cuvântul. Am văzut copii care au plecat timorați, care nu vorbeau foarte bine sau cel puțin n-aveau ei încredere în ei, în a vorbi în limba engleză, în a comunica, nu credeau că se vor descurca într-o țară străină, se temeau de faptul că le spuneam că singuri vor pleca și se vor întoarce de la locul de practică. Și acești copii în ultimele zile veneau la noi și ne mulțumeau și cred că asta e cea mai mare mulțumire a noastră, pentru faptul că și-au dat seama că pot mult mai mult decât credeau, însă nu li s-a arătat acest drum, nu li s-a dat această libertate de a încerca să se descurce. Și chiar, deci, vorbesc cu, cum să spun, din experiență proprie. Am avut o elevă, Iulia Stan, un copil care era destul de retras și după a devenit independentă. Și mi-a spus că pentru ea a însemnat enorm de mult acest lucru. Doamna profesor,
Ne gândim cu toții cum vom face cu înscrierile din toamnă. Avem ofertă educațională, avem foarte multe specializări, avem profesori foarte buni la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil, avem copii care au obținut rezultate foarte bune la diverse competiții, avem exclusivități venite de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil. Care va fi situația din această toamnă, doamna profesor? Cu siguranță lucrurile se vor rezolva până atunci. Avem încredere în înțelepciunea celor de sus. Noi așteptăm copiii cu brațele deschise. Am încercat să le arătăm atât cât am putut ceea ce le oferim noi pe toate planurile. Și aici mă refer, așa cum a spus și dumneavoastră, și ca personal didactic, și chiar am încredere în colegii mei și în modul în care îi pregătesc pe copii în toate domeniile pe care le avem. Le putem oferi laboratoare, cred eu și nu cred că exagerez, de ultimă generație, cel puțin în Buzău, pentru că ne-am străduit în ultima vreme să atragem fonduri cât mai multe din toate părțile pentru a îmbunătăți acest aspect. Pe lângă dotarea aceasta tehnică, cu ajutorul doamnei director, am reușit să facem ca sălile de clasă să fie primitoare. Avem tot ceea ce ne trebuie. Acum știți cum este, trebuie să lucrăm un pic la ceea ce înseamnă părinte. Pentru că încă mai avem de lucrat așa la preconcepții și la gândirea aceea. Există în continuare acea reținere în rândul părinților? Da. Păi haideți să le transmitem un mesaj părinților care ne privesc acum și care spun, nu, eu nu trimit copilul către liceele tehnologice sau școli profesionale sau învățământ dual. Nu, îl trimit la nu știu ce liceu de elită. Da? Haideți să transmitem un mesaj părinților, pentru că nu doar dumneavoastră, și alte cadre didactice prezente la noi în studio spuneau, mai trebuie lucrat la mentalități, da? La concepția părintelui, da? La ceea ce crede exact părintele despre aceste licee tehnologice, la școli profesionale, învățământ dual. Ori de câte ori mergem și împreună cu elevii noștri facem acest lucru, pentru că este mult mai bine ca părinții și elevii de clasa 8-a să aibă în față elevii de-ai noștri și să-i întrebe sincer cum este sau ce se întâmplă la noi la școală. Ori de câte ori mergem în promovarea liceului, noi spunem așa, că este corect să aleagă în cunoștință de cauză, adică să știe despre toate liceele ce oferă, să nu se limiteze doar la liceele teoretice. Doamna profesor, am ajuns la finalul acestei emisiuni, nici nu știu când a trecut timpul, când au trecut cele 50 și ceva de minute. Îți mulțumesc, Vlad, pentru prezență și eu zic că mai ai timp de gândire dacă te vei orienta spre zona televiziunii sau dacă vei lua în considerare, nu știu, alt domeniu de activitate pe viitor. Mulțumesc pentru prezență. Doamna profesor, cu siguranță veți mai fi invitată la noi în studio pentru că avem multe de aflat și mai ales că vom avea la Buzău proiect în exclusivitate. Nu vom da foarte multe amănunte, dar în mare, așa scurt, doamna profesor, despre ce ar fi vorba? Pe scurt, este vorba de o nouă cheie cu fonduri europene. Este vorba de un consorțium între universități, licee tehnologice și ONG-uri, un proiect care a fost deja aprobat, dar urmează să fie semnat pe o perioadă de 3 ani cu un buget de 1,5 milioane de euro. Iată exclusivitate la TV Buzău în această seară. Pe viitor vom avea și alte proiecte și cu siguranță vom schimba viitorul copiilor noștri în bine. Însă, până atunci, să terminăm odată cu greva din învățământ, să mergem la clasă, avem examene, avem copii care vor să meargă spre facultăți, au de susținut admiterea și bacalaureatul. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Drag. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară. Am avut în studio la TV Buzău profesori și elevi de la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil din Buzău, pe doamna profesor Macadon și pe doamna profesor Toma. Doamnelor și domnilor, rămâneți aproape de programele noastre. Urmează colegul Adrian Bâscă, 60 de minute. Nu ratați ediția din această seară. Ne revedem curând. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!